Bine ați venit la Galeria Clonar. Astăzi este Sfântul Dumitru și vreau să urez tuturor celor care poartă acest nume la mulți ani și este o zi importantă. Topărceanu spunea că în ziua asta Romeo Giamantanu cu coneșile. Sfântul Dumitru, așa cum știe toată lumea, este un roman care a tras la sorți și la un moment dat a fost împotriva lui Iisus. În final a câștigat cămașa și a devenit într-adevăr un sfânt important la noi. Memoria mea legată de Sfântul Dumitru a fost importantă pentru că eu m-am apucat de pictură la 17 ani când mergeam la barul ziariștilor, eram în liceu. Și datorită unei piese de teatru pe care Liceul Teoretic 4 organiza în fiecare an, într-un an am făcut decorurile pentru Onil, într-un an am jucat chiar în Beckett, spune Joe, și Dan Sândulescu, Dumnezeu să-l ierte, era în sală, s-a legat de noi, de această echipă de licee și ne-a invitat la barul ziariștilor, unde nu se intra decât pe legitimație. Vinul era mai ieftin, mâncarea era mai ieftină, pentru noi era într-adevăr un răsfăț și este vârsta la care eu m-am apucat de pictură, pentru că unchiul meu, care era bijutier, îl chema Dumitru Gavrilescu, murise la 38 de ani de o boală necruțătoare, iar mătușa mi-a venit și mi-a pus în brațe șevaletul și florile și toate uneltele lui de pictură. Și a fost momentul în care eu am devenit pictor, pentru că am lucrări de la 17 ani, care sunt la fel de proaste sau de bune ca și astea care le fac acum, după 50 și ceva de ani. Ori ceea ce se întâmplă astăzi aici, de această zi importantă, este, de fapt, un fel de semiotică subtilă, pentru că se leagă câteva lucruri între ele. Se leagă istoria Brașovului și o să ne prezinte istoricul și profesorul Ioan Vlad cărțile excepționale pe care le-a scris despre Unire, despre Brașov. Se leagă literatura și poezia și experiența literară pe care ne-a lăsat-o Darii Magheru cu ceea ce se va lansa în momentul care va scăpa de la ore profesorul Claudiu Coman, care va lansa aici Iluzia Marx. Și de ce să leagă o carte despre comunism, care după părerea mea, pentru că ideea cărții ne aparține, eu consider că și fascismul și comunismul sunt niște iluzii și devin boli sociale în momentul în care toată lumea se halucinează de acea idee care pe hârtie poate să arate bine, dar în practică s-a dovedit că poate fi un infern. Pentru că noi, în literatura română, și aici pot să am confirmarea acestei mese de literați, am reușit să dăm acea literatură absurdului. Numai în limba română s-a putut scrie despre absurd, Eugen Ionescu. Numai în limba română s-a putut scrie ceea ce a făcut Urmuz. Și dacă stai să te gândești la scrierile lui Urmuz, care sunt într-adevăr halucinante și încă neasumate și neasimilate de publicul larg, pentru că e o literatură mai rafinată, mai subtilă, în care umblă numai specialiștii, este o legătură formidabilă între Urmuz și Cărămida cu Mânel al lui Darie Magheru. Ori legătura aceasta lingvistică și legătura aceasta halucinatorie a unor forme de nebunie colectivă e legată de comunismul pe care l-am trăit noi, care a fost, așa cum spunea un președinte al Americii, care ne-a vizitat după 89, a fost mai rău decât peste tot unde și-a lăsat urmele comunismului.